și a românilor de pretutindeni, nu doar eroina de la Jiu, ci eroina poporului român, Ecaterina Teodoroiu. Manifestarea omagială de astăzi, închinată celor 128 de ani, scurși de la nașterea eroinei noastre, debutează cu intonarea imnului național al României. O legendă. O legendă a românilor, o femeie extraordinară, care deși tânără, la nici 22 de ani, a gândit că viața ei este mai puțin importantă decât simțămintele de a-și face datoria față de țară. România intrase în război, iar Ecaterina Teodoroiu, cea care s-a născut, a crescut și a copilărit pe prispa acestei case, și-a pus piezășie propria viață. O omagiem astăzi pe cea care, în dese rânduri, este comparată cu Ioana D'Arc. Și nu știm dacă este un motiv de mândrie pentru noi românii sau pentru francezi. Astăzi, Asociația Culturală Tătărescu, Asociația Plenicianu, Asociația de Reconstituiri Istorice Ferdinand I, Muzeul de Istorie a Gorjului Alexandru Ștefulescu, alături de Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Gorj, omagiază cei 128 de ani scurși de la nașterea eroinei noastre. Astăzi, mai mult decât oricând, avem nevoie de modele, avem nevoie de exemple pentru generația de mâine, care, iată, chiar acum pășește în curtea casei memoriale a Ecaterinei Teodoroiu. Și le spunem bine ați venit elevilor școlii gimnaziale numărul 7, școală la care și Ecaterina Teodoroiu avea să învețe primele două clase. Este o onoare pentru noi cei născuți în Gorj, în Vădeni, să o omagiem pe cea care poartă tricolorul pe mai departe în conștiința tuturor românilor. În momentele ce urmează, doresc să dau cuvântul domnului profesor Ion Mocioi, din partea Asociației Naționale Culturii Eroilor Regina Maria. Domnul profesor Mocioi este unul dintre oamenii de cultură importanței Gorjului, de numele căruia se leagă una dintre cele mai importante monografii dedicate vieții Ecaterinei Teodoroiu. Domnule profesor, aveți cuvântul. Suntem într-adevăr în loc istoric. Ecaterina a făcut istorie, jertfindu-se pentru
viitorul României. Ea este eroina națională recunoscută prin lege de poporul român. Ne bucurăm să fim astăzi împreună aici, să ne apucăm de faptele pe care ea a urmat, ea le-a realizat dându-și viața pentru neamul nostru. Alături de fratele ei care a căzut în luptele de Prișiu. Ne-a făcut vizită în munți, a cunoscut pe mare general Dragaluna, care a venit pe tribul milioane respective, pe care s-au întâlnit, i-a oferit o manta. Considerând-o de atunci că ea este o eroină a neamului nostru. Începând cu 1 noiembrie, începerea participării Rogenei la Brașov, ea s-a dus în zona Comești, brigada militară a fost primită deja în grupul armatei oficiale. Viața ei a fost destul de dură, a fost lovită pur și simplu de violențe, a ajuns până la urmă la Craiova, trebuia să-și găsească răspuns pentru a-și apăra organismul. Primise câteva roațe, unul se spune într-un picior, spre șol, abia mai mergea și a pierdut sânge. A vărsat pur și simplu pe teritoriul Gorjului sânge pentru apărarea națiunii românești. Poate că e bine să știe toți tinerii care a fost cursul vieții ei în acea perioadă, a fost dusă până la urmă la București, de acolo în Moldova, unde a intrat în refacere și apoi a primit o recunoaștere din partea regelui de atunci și a primit și un grad militar, ceea ce înseamnă că într-adevăr a fost recunoscută ca eroină în devenire și bineînțeles că un standard în viața ei pentru noi toți. N-am să vă povestesc ce a scris în cartea despre care s-a spus aici, se găsește pe YouTube. Acolo sunt faptele ei. Recent a apărut o altă parte frumoasă și de unitate cu lumea. Numai că tiratul a fost mic și nu a făcut când a ajuns în țara. În viitor trebuie să ținem seama de Caterina, ca ea să trăiască prin noi și să o simțim în noi tot timpul. Și mai ales de azi de la casa ei, să amintim că ea a fost o adevărată fică a poporului român. Vine din masele de jos ale țării și s-a zărit pentru ele cu bună conștiință că dacă va muri, va răsplăti, practic, efortul ei pentru națiunea română. Caterina trebuie să rămână în sufletele noastre și ar trebui să avem toți în piept o insignă ca ea să reziste în amintirea noastră și în văzul tuturor prin acest semn. Ar fi trebuit să facem și pentru ziua de astăzi, dar avem timp în continuare ca toate generațiile să păstreze în dreptul inimii și forma unui insignă. Vedeți aici și condițiile în care a trăit ea. Pur și simplu, ea s-a născut într-o familie de copii mulți, iar copul ei de creștere a fost un costav, pentru că nu aveau patru copii toți frații. A plecat aici de jos, în chimie, dar a vrut să învețe și carte, a
a ajuns învățătoare. A găsit și un bărbat pe măsură care avea să vină în continuare din război la Târgu Jiu, dar n-a mai putut veni. Un alt învățător din zona Gorjului, aproape de Târgu Jiu aici, el avea să încurineze pe urmă în Sfântul. În al doilea război mondial și a dat și deci, ales în inimii ei și a dat viața în ea în al doilea război Transilvania. Iată deci că suntem mulțumiți de eroi și prin ea toți trebuie să vorbim, să fim alături uniți pentru a dezvolta această țară care astăzi trece prin un moment greu. Induse de mai mare al lumii, este greu de trecut, au venit pur și simplu oameni și a venit să nu mai moară. Țara asta are nevoie ca din momentul să meargă înainte, nu să fie supus unor chimuri printr-un linșaj, de a zice eu, a tineretului, a tineretului și trebuie și astăzi să atragem atenția celor din conducerea țării că trebuie să salvați copiii nu prin mijloace care nu se potrivesc vârstele lor. Dolorul țin pe mai departe așa cum este firesc de memoria și de cinstirea eroinii. Și în momentele ce urmează o invit în fața dumneavoastră pe strănepoata eroinei noastre a tuturor, doamna Luminița Dragomir, pentru a adresa mesajul din partea familiei eroinei Ecaterina Todorovici. Bună ziua! Sunt Luminița Dragomir, lucrez la Muzeul de Artă și aș vrea să vă mulțumesc în primul rând pentru prezență, aș vrea să vă mulțumesc că nu ați uitat că a existat odată Cătălina Todoroiu. Eu aș vrea să vă spun, în afară de lucrurile vitezie pe care le-a făcut în adevăr pentru această țară, o să vă mai vorbesc alții despre aceste lucruri, aș vrea să vă spun despre Cătălina așa cum am văzut-o noi din familie, așa cum îmi spunea străbunica mea, sora Cătălinei, Sabina, cea mai mică dintre frați, cum îmi povestea despre sora ei, Lili, pentru că în familie îmi spunea Lili. Eu am perceput-o ca pe o tânără viteză, într-adevăr, ca pe o tânără care vroia să cunoască și să învețe foarte mult, care a plecat la București să-și continue studiile. Acolo a devenit cercetaș, a vrut să intre în linia frontului, dar ca infirmieră prima dată. Mai apoi, într-adevăr, a luat arma fratelui ei și a plecat pe frunte. Însă până acolo, Cătălina era o tânără dornică de cunoaștere, cum am spus, îi plăcea să cânte la zboară, lucru puțin știut de unii. I-a plăcut poezia, drept urmare sunt câteva fotografii cu câteva poezii scrise de ea. Aș vrea să o vedeți ca pe ceva care a existat și asta mă refer la copii, pentru că mulți cred că a fost o legendă. Nu, nu a fost o legendă, a fost lucru cât se poate de real. Noi am văzut-o ca pe acel copil care a plecat din pătătura casei, chiar de aici, pentru că acesta este locul în care s-a născut. Să lupte într-adevăr pentru această țară, pentru că ea a crescut cu adevărat. Sunt o pilbie. Această familie care, iată, peste ani, poartă ecoul faptelor
care au rămas scrise în paginile de aur ale istoriei. Nu întâmplător sunt câteva asociații care și-au dat mâna pentru a organiza evenimentul de astăzi. Vorbim despre Asociația Cultural-Istorică Dumitru și Maria Plăniceanu, pentru că de numele Mariei Plăniceanu se leagă și faptul că Ecaterina Teodoroiu ajunge la București prin susținerea Mariei Plăniceanu. În 1913, Ecaterina Teodoroiu intră în cohorta cercetașilor domnul Bucur, condusă pe acea vreme de către Aretia Piteșteanu, nimeni alta decât cea care este doar 3 ani de zile, în 1916, avea să devină Aretia Tătărescu și iată cum, ca o punte peste timp, Asociația Culturală Tătărescu, reprezentată astăzi de doamna Marinela Strâmbulescu, s-a implicat pentru organizarea acestui eveniment. Și o a treia femeie, de numele căreia se leagă destinul Ecaterinei Teodoroiu, după cel al Mariei Plăniceanu și al Aretiei Tătărescu, este desigur cel al reginei Maria. Nu e alta decât regina României Mari, soția regelui Ferdinand I. În momentele ce urmează, vreau să dau cuvântul domnului colonel Walter Loga, președintele Asociației Naționale Culturilor Regina Maria, filiala Gorj, să transmită mesajul acestei asociații naționale, în special pentru voi, generația de mâine, pentru că voi reprezentați viitorul și voi aveți nevoie să cunoașteți, așa cum se cuvine, istoria noastră a românilor. Care de obicei se ocupă în mod special despre activitățile dedicate eroilor gojeni. Astăzi o să vorbim pe Ecaterina, gojanca noastră care ne-a dus faima dincolo de granițele județului. Și, dragi copii, aș vrea să luați o pildă din viața Ecaterinei, din viața Ecaterinei. Ea n-a ținut cont că este tânără. N-ați ținut cont nici că este fată, pentru că nu putem să știm că era femeie, atunci când a plecat să-l caute pe fratele ei. Și probabil că acesta a fost intentul când a pus mâna pe apă să-și apere țara. Vreau să vă spun că astăzi, mai mult ca oricum, avem nevoie să ne iubim noi. Avem nevoie să ne cunoaștem istoria adevărată. Surprinzător, vreau să știți că cei care sunt dincolo de granițele noastre, străinii, ne cunosc mai bine istoria. Și vreau să vă știți un lucru, că de foarte mult timp, istoria noastră nu mai este ca o Biblie pentru neamul românesc. Din ce în ce se fac mai puține ore de istorie, se discută mai puțin despre nația română și despre pat. Așadar, încercați, dragi profesori, dragi drasa, faceți-vă un cult pentru a prezenta istoria neamului românesc și în afara oreilor de clasă. În discuția pe care le purtați cu copiii, încercați să le arătați adevărul despre neamul românesc. Andrei, te rog frumos, pe data de 22 august, anul acesta, să facem o acțiune măreață dedicată Ecaterinei, să împlinim niște ani în care noi trebuie să arătăm adevărul despre națiunea română. Dragii mei, cu o mână de oameni care suntem aici, am demonstrat astăzi că eroina Câmpeșei, Cătălina, trebuie să rămână în numele noastre, să o purtăm cu cinste și să ne mândrim că facem parte din Gojul acesta care a dat eroi mulți, foarte mulți
pentru neamul românesc. Vă mulțumesc și vă urez să ne dea Dumnezeu un an bun, să ne dea Dumnezeu să ne vedem fără măști, să putem să fim din nou liberi. Încă o dată, la mulți ani! Ridice de jos arma fratelui său, mort, 1916, în apropiere de dealul Bolcenilor. Așa și domnii care îi vedeți astăzi în fața voastră, foste cadre militare, au simțit că trebuie să slujească țara și, cu siguranță, dacă ar fi fost nevoie, așa cum s-a întâmplat în 1916, ar fi apărat pe voi, în mod deosebit, pe generația de mâine, pentru că, așa cum spuneam și reiterez, voi sunteți generația care reprezintă viitorul. Și noi toți ne punem speranța în voi. Avem nevoie de eroi și de voi. Voi sunteți viitorul, eroii sunt trecutul, iar ce se întâmplă astăzi, iată, aici, în curtea casei memoriale a Ecaterinei Teodorei, reprezintă prezentul. Este veriga aceea care parcă începe să dispară. Uităm să ne amintim de eroi, uităm să-i comemorăm. Și atunci când noi mai pomenim, când nimeni nu le mai rostește numele, se uită istoria, se uită rădăcinile și se uită străbunicii noștri. Și e normal și firesc într-o Românie poate anormală și nefirească de astăzi, ca noi să ne permitem să ne uităm bunicii, străbunicii și stră-străbunicii, cu siguranță nu. Avem aici un domn Gorjan, care a făcut enorm de multe pentru memoria Ecaterinei Teodorovna. Nu că a realizat doar un film documentar, ci a mers acolo în brațe, acolo unde a căzut Ecaterina Teodorovna, în urmă cu 105 ani. A ridicat și un mic monument și a dat exemplu tuturor românilor că noi, gorjenii, nu uităm pe Ecaterina Teodorovna. Și îl invit în fața dumneavoastră, pe domnul Dorin Brozgo, să ne spună câteva cuvinte despre ce simte și ce gândește un gorjean care aproape întreagă viață și-a dedicat-o unui crez. Acela de a o păstra fier memoria noastră pe Ecaterina Teodorovna. Mulțumesc din inimă, domnul profesor, pentru invitație. Vă felicit pentru ceea ce ați realizat dumneavoastră astăzi aici. Așa cum suntem și mă știți, aș vrea să fac și o opinie separată personală. Mă întristează faptul că învățătura Ecaterinei Teodorovna de ziua dumneavoastră nu există nici o reprezentantă a primăriei de Rușiu și nici măcar conducătorii celor două instituții care poartă numele Ecaterinei Teodorovna, respectiv Școala Gimnazială Ecaterina Teodorovna și respectiv Colegiul Național Ecaterina Teodorovna Târgu Jiu. Eu sunt o persoană care frecventez această fermecătoare bătătură de vreo 44 de ani. Îmi aduc aminte că eram de mult acestor copii, care iată, onorează memoria Ecaterina Teodorovna, când stăteam de vorbă pe această crispă cu străbunica doamnei Luminița, Sabina Teodoroiu, sora cea mică a eroinei. De multe ori veneam și alte luni ale anului, nu numai ianuarie sau în august, și ne bucuram cu toții și nu veneam singur, veneam câte o clasă, două, să fim prezenți aici, pentru că noi, gorjenii, suntem privilegiați să avem cele mai mari personalități ale istoriei, începând cu Tudor Vladimirescu, cu Gheorghe Martieru, Ecaterina Teodorovna și terminând în final cu genialul Constantin Cuși și, bineînțeles, așa cum amintea domnul profesor, ei mai avem niște oameni, niște mari personalități, respectiv Gheorghe și Alintea Tătărescu, nedrepetit în felul dumnealor, care merită să aibă o statuie lângă prefectura Gorj, pentru ca ansamblul cultural de la Târgu Jiu se datorează aproape în totalitate dumnealor. Așa cum spunea domnul profesor, eu nu vreau să vorbesc despre Ecaterina Teodorovna prea multe, pentru că este greu să vorbesc cu domnul profesor Leon Mocei, domnul profesor Popete și doamna Luminița. Vreau să vă zic că am avut cinstea și onoarea să fiu chiar pe locurile unde a dispărut Ecaterina Teodorovna, în urmă cu
6 ani de zile, când am realizat filmările pentru documentarul Cătălina Teodoroiu, eroina poporului român. Am fost acolo la Pichionești, județul Vrancea, am fost întâmpinat niște oameni minunați, săraci, modești, dar cu inimă mare, care nu au uitat-o pe Cătălina Teodoroiu, au ridicat chiar un monument acolo, pe valea Părâului Plot, unde eroina noastră a fost înhumată vreme de 4 ani de zile, în perioada 1917-1921, și noi, anul trecut, reprezentanții Gorjului, pentru că de câte ori am fost acolo, nu am fost ca reprezentant personal, și a reprezentat Gorjul. Am montat o placă comemorativă acolo, la acel monument, din partea Gorjului, iar anul viitor, domnul primar de acolo ne-a promis solemn că acolo, în vârful dealului Zecului, unde a murit eroina, va ridica un monument, unde noi vom depune și cealaltă plată comemorativă care a lăsat acolo la primăria din Pichionești. Ce pot să zic? Să știți și dumneavoastră și cei cu acest lucru, ca ansamblu cultural contativ și de la Târgu Jiu, se datorează mare parte personalității Ecaterinei Teodoroiu. Așa cum știți și dumneavoastră, Ecaterina Teodoroiu a fost adusă la Târgu Jiu, o semintele ei, în iunie 1921 și nu întâmplător, pentru că atunci regele Ferdinand și regina Maria, la oaltă cu autoritățile locale, au decis să cinstească 100 de ani de la moartea lui Tudor Vladimirescu prin înhumarea unei alte eroine a nației românești, Ecaterina Teodoroiu, acolo în fața prefecturii Gorj, unde există și mausoleu. M-aș bucura și mă mândresc cu acest domn profesor Andrei Povete Pătrașcu, băiat de foarte tânăr, profesor de istorie, că face atâtea lucruri de frumoase, minunate, urmărând la distanță, și noi, cei mai vârstă, suntem încurajați pentru ceea ce face dumnealui. M-aș bucura foarte mult că Gorj, și alți profesor de istorie, să fie și dâns și alături de dumnealui, să putem să realizăm aceste lucruri frumoase, care sunt neapărat nevoie să le facem. Ecaterina Teodoroiu nu are nevoie de proaspă, de Pătrașcu sau de Luminița. Ecaterina Teodoroiu este definitiv în istorie, fie că vrem, fie că nu vrem, și ca o paranteză aș dori să-i spun și domnului profesor și probabil știe, Ungaria are 4 ore de istorie, Serbia 3 ore, Bulgaria 4, iar Rusia 5 ore. În România avem o singură oră și din câte am văzut, un domn parlamentar a propus ca istoria să fie un fel de amestecătură cu alte materii. Și asta spune totul. Vă mulțumesc din inimă pentru răbdarea și pentru bucuria dumneavoastră de a fi aici la acest eveniment frumos, 128 de ani de la nașterea eroinei. Vă mulțumesc la tot și atât cât puteți dumneavoastră, îndrumați copiii, tinerii, să vină aici, în bătătura casei Ecaterinei Teodoroiu, pentru că sigur vor descoperi lucruri frumoase și noi avem nevoie de tânăra generație să ne îndrume ea la rândul ei în lucruri frumoase în viitorul apropiat. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, dar vreau să vă spun două lucruri. Astăzi, din punctul meu de vedere, cel mai important lucru este de a fi împreună, de a fi împreună aici, pentru că în sufletul fiecărui gorjan există și trăiește Ecaterina Teodoroiu, cu siguranță, iar datoria noastră este de a transmite mai departe generațiilor următoare acest sentiment pe care noi l-am căpătat la rândul nostru de la bunicii și de la părinții noștri, de la profesorii noștri. Despre asta este vorba astăzi, despre o bucurie pe care ne înnobilează și care ne face să mergem mai departe. Vă mulțumesc pentru prezență. Asociația Culturală Tătărescu se va implica, așa cum am făcut-o încă de circa 2 ani de zile, în multe activități culturale care sunt esențiale. Sunt foarte multe lucruri de spus, s-au spus și lucruri care sunt mai puțin plăcute. Eu aș vrea să transmit totuși această bucurie
pe care o am, aflându-mă astăzi aici, împreună cu dumneavoastră. Și sper că an de an, prin aceste întâlniri, gorjenii să-i aducem într-un număr din ce în ce mai mare. Pentru că aceste întâlniri sunt esențiale. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Bineînțeles că familia Tăcărescu merită toată atenția noastră, atât a autorităților locale, județene, dar și a ONG-urilor, da? Și noi sperăm să-i aducem în atenția gorjenilor, pentru că eu am o vorbă, tătăreștii au construit Gorjul, iar copiii noștri trebuie să știe acest lucru. Vă mulțumesc mult! Ceea ce trebuie să se spună, ca dovadă că încă se mai simte și se mai gândește românește. Chiar dacă se încearcă o altă direcție. De ce n-am spune acest lucru? Atunci când eroile sunt scoși din manualele de istorie, și voi la voi acum, vinerii care sunt prezenți astăzi aici, chiar dacă acești eroi sunt scoși din manualele de istorie, știți unde trebuie să îi așezăm foarte bine și să-i fixăm? În sufletul fiecăruia dintre noi. Pentru că atunci când se intonează imnul național, când ducem mâna la piept și ne gândim că acești eroi au făcut posibil prezentul nostru, când știm că putem să arborăm tricolorul românesc și că avem trei culori pe care trebuie să le respectăm mai mult decât oricare altele, albastru, galben și roșu, înseamnă că nu trebuie să ne pierdem speranța, așa cum foarte bine spunea doamna Marinela Stângulescu. În momentele ce urmează, voi da cuvântul domnului profesor Valentin Pătrașcu, care este, cred că, cel mai în măsură să desfășoare următorul moment al evenimentului de astăzi, printr-o lecție de istorie aplicată și câteva amănunte, pentru că apoi elevii școlii gimnaziale numărul 7, fosta școală primară titorită de Maria și Dumitru Plenicianu și urmași peste ani a Ecaterinei Teodorescu, pentru că sunteți născuți aici în Bădei și învățați pe băncile pe care a învățat și eroina noastră. Vreau să fiți foarte atenți la ceea ce o să vă spună în momentele ce urmează de domnul Valentin Pătrașcu. Dar lui este muzeograf la Muzeul de Istorie Gorj Alexandru Ștefulescu. Și iată că atunci când nu ajungeți voi la muzeu, vine domnul Valentin Pătrașcu și va ține o scurtă lecție de istorie. Contextul, împrejurările în care România avea să se implice în primul război mondial și, pe de altă parte, să vă reamintesc o opinie că de pe meleagurile Gorjului, alături de Elina Ecaterina Teodorescu, se ridicase cu aproape un secol înainte de primul război mondial Tudor Vladimirescu. Acești doi mari eroi ai națiunii române, care, și asta aș vrea să accepteți și să încercați să rețineți voi, să vă gândiți la lucrul acesta, care proveneau copii din familii țărănești. De altfel, și iarăși un lucru extrem de important, din cei circa 800.000 de combatanți ai armatei române, din efectiv armatei române din perioada primului război mondial, trebuie să știți că cea mai mare parte a lor, soldați, ofițeri, proveneau în marea lor majoritate, în imensa lor majoritate, din familii țărănești. Așa cum era cazul, bineînțeles, și altul pe Caterinei Teodorescu, care ați în
înțeles voi, da? Provine dintr-o numeroasă familie țărănească, la părinții ei, având numai puțin de 8 copii, care au trăit în această căsuță, în aceste condiții pe care le puteți voi vedea în actuala casă memorială Ecaterina Teodorovna. Din fericire pentru statul român, pentru națiunea română, la debutul primului război mondial, în momentul în care țara avea să se implice în această primă conflagrație mondială, monarhia română, da, era reprezentată de către regele Ferdinand I, supranumit ulterior împregitorul, da, în 1918, la finalul primului război mondial, avea să se constituie România Mare, statul național român, care cuprindea în granițele sale toate teritoriile locuite de către români, și, foarte important, regina Maria, care provenea din familia regală și imperială britanică. Deci, în felul acesta, statul român avea o legătură directă, o legătură foarte puternică cu monarhia britanică. Și aș vrea să vă spun câteva cuvinte și despre mișcarea cecetășească. Îi spunea colegul meu Andrei, da, că încă din 1913, atunci când se constituie primele unități cecetășești la București, Ecaterina Teodorovna avea să se înroleze în cadrul unei unități, e vorba de Cohorta din București. Ei bine, această mișcare cecetășească a fost inițiată în Marea Britanie de către un ofițer britanic, este vorba de generalul Robert Baden-Powell, cel care creează în anul 1907 primele unități de cercetași și cel care a elaborat manualul pe baza căruia avea să-și desfășoare activitatea această organizație dedicată educației tineretului, educației patriotice a tinerilor. Foarte rapid, în câțiva ani, această idee, această mișcare cercetășească se răspândește în întreaga Europa. Bineînțeles că în România ideile acestea de organizare a mișcării cercetășești vin și pe filieră franceză, nu neapărat pe filieră britanică. Însă este foarte important pentru noi copii să reținem că Ecaterina Teodorovna, pentru că mulți alți tineri de vârsta ei sau poate chiar mai mici în vârstă decât ea, aveau să facă parte din această mișcare cercetășească și aveau o pregătire care le-a permis ulterior implicarea în război. Și în acest sens, doar câteva lucruri vă mai spun, trebuie să știți și dacă veți dori și veți citi, că asta este esențial în a ne cunoaște istoria, să citim, să ne informăm, da? Veți constata că, de exemplu, la copilia de la Podul Jurii, de la peste cercul din 1916, alături de Ecaterina Teodorovna, au participat și alți tineri, alți cercetași, și unii dintre ei copii aveau vârste de 16, 17, 18 ani, deci erau mai mici decât Ecaterina, dar și vârste erau. Chiar minuni, dar esențial pentru noi, esențial pentru voi, din punctul meu de vedere, ar fi să înțelegeți următorul lucru. România Mare, ca urmare a tributului de sânge de pe primul război mondial, a fost realizat de copii în mare măsură datorită sacrificiului țăranilor, care în cea mai mare parte, cum vreți să știți, erau săraci sau foarte săraci. Și cu toate acestea, pentru faptul că își iubeau pământ, că își iubeau casă, că își iubeau satul, da? Au ales să meargă la război și nu mai convenesc la război, dar au dat adevărate plinde de viteșie, de sacrificiu, de eroism, de curaj, da? Numai astfel a putut fi în cele din urmă înfrântă trufia, mândria și ambiția de stăpânire și de cucerire a imperiilor care au pornit primul război mondial. Care erau acestea? Păi era Imperiul German, un stat foarte puternic și foarte ambițios, condus de lideri
mândri și cu aere de superioritate. Orice asemănare cu zilele noastre este total întâmplătoare. Care mai era oameni? Imperiul Austro-Ungar, condus la fel de o monarhie multiseculară, de o monarhie cu vedere